Sergiu s-a enervat în timpul unui joc și a avut un schimb de replici cu Simona Gherghe. Sergiu s-a supărat foarte tare după ce doamna Mirela a afirmat că e posibil ca Madi să-l vadă în vitrină, în timpul tascului cunoașterii. Aceasta le-a rugat pe mame să verifice, în timp ce Sergiu fumega. La un moment dat, s-a ridicat de pe canapea și a mers direct în bucătărie logodnicul lui Madi a început să țipe când mamele și concurenții au încercat să-l convingă să revină la joc. Am trișat, a zis supărat și ironic Sergiu în emisia live din 13 decembrie 2023. Sergiu s-a enervat și a părăsit tascul. Sergiu a părăsit tascul și a refuzat să se întoarcă. Nu mai vreau, nu mai vreau, până acum ați zis că se vede în oglindă, a spus el când doamna Nadia și ceilalți concurenții au spus să se joace iar. Mama lui l-a alimentat și a zis că din casă s-au auzit primele acuze de acest gen, precizând că există multă ură în casa Mireasa. Miroase a falsitate aici, spunea el ulterior, a luat-o pe Madi și au transmis un mesaj la antena Play. Am și eu ieșiri, nu pot să fiu calm. Sunt și eu om, a precizat Sergiu în direct. El a indus ideea că un cuplu a fost favorizat în timpul jocului. El se referea la Ana și Daniel, despre care consideră că nu ar fi fost verificați dacă stăteau în locul lui Madi și al lui Serciu. Ulterior, concurentul a avut un schimb de replici cu moderatoarea Simona Gherghe. Serciu a zis că pleacă acasă, suportă consecințele și că va continua să fie verbal pentru că toată lumea are ceva cu el mama sa, doamna Nadia. I-a atras atenția să aibă grijă la limbaj.